dacă un membru este beteag, bolnav, tot trupul este bolnav. Dacă familia creștină este bolnavă, nu? Că sunt și familii în care, chiar dacă sunt unite de facto, nu? Ei de fapt păcătuiesc. Deci ei de fapt nu sunt după legea lui Dumnezeu, după cum dorește să fie o familie creștină. Nu? Sunt mulți, de exemplu, care vin să cunună la noi și după aceea nu mai vezi în biserică. Gata, s-au cununat și cu asta au considerat că este. Deci, ce înseamnă pentru cununia? Un ritual sec, o tradiție, o tradiție moștenită de la bunici, că așa e bine, părinte, să facem. Dar nu au intenția ca prin cununie, nu? Care este un sacrament, o taină, nu? Să trăiască, nu? Această, cum se spune, să trăiască ceea ce Hristos vrea să trăiască în familia lor. Nu? Spui toate păcatele și dacă tu promiști că acum, în aceste momente, tu îl accepți pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpânitor. Atunci da. Atunci poți schimba, atunci poți vorbi de o schimbare a vieții. Dar așa? De ce nu se întâmplă nimic atunci când oamenii se spovedește și se împărtășește de multe ori? Nu se întâmplă nimic. Tot aceeași tristețe, tot aceeași, cum să spun, parcă, cum spun, cu niște saci de poveri. De ce? Pentru că ei nu trăiesc sacramentele. Știți? Nu trăiesc. Și atunci trupul lui Hristos rămâne din nou bolnav. Nu? Deci nu este o vindecare. Nu este o vindecare. Nu este o, cum să spun, o dorință de vindecare. Există mijloace în biserica noastră și în bisericile creștine. Există. Dar să vrei, să ai bunăvoință. Noi facem o pregătire foarte intensă cu tinerii. Deci nu acceptăm cei care fac minimum șase întâlniri de câte o oră, cel puțin o oră, cu tinerii. Și legământul pe care îl fac în fața comunității și în fața lui Dumnezeu este un legământ foarte solemn. Nu? Și este un jurământ. La noi chiar, nu știu cum e la frații neoprotestanți, la noi se pune mâna pe Scriptură și pe cruce. Eu, cu tare, făgăduiesc, te iau pe tine, cu tare, făgăduiesc și jur ca în bine și în rău să te am până când te văstim moartea. Pentru că, atenție, această indisolubilitate a căsătoriei pe care practic nimeni nu mai ține, este biblică, frații mei. Uitați-vă ce scrie aici, cred că chiar acolo am deschis. Da, uitați-vă. La capitolul 19:6, ceea ce Dumnezeu a legat, omul să nu despartă. 19:6. Așa încât spune Scriptura, nu mai sunt doi, ci un trup. De ce a legat Dumnezeu, omul să nu despartă? Sau ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă? Deci e biblic. Nu?